După toate probabilitățile, sunteți nou primar al Comunei Luna. Da, după cum știți, am câștigat la 4 voturi diferență. Înțelesem că erau 5 inițial. Nu, 4 au fost. 4. Da. Sunteți un picuț mai, să zic așa, mai la limită. Domnul Duca, de exemplu, la Copăceni ieșise la, mă rog, la primăria Sândulești, ieșise la 5 voturi diferență și eu așa știam că e egalitate, cumva, la Luna cu Copăceniu. Da, la noi următorul candidat a obținut cu 4 mai puțin decât mine. Bănuiesc că s-au numărat de mai multe ori voturile pentru siguranță. Da, s-au numărat de 4 sau de 5 ori decât de comisie, după care de ambii Candidat. candidați. Cum a fost campania? Ați avut emoții? Sau știu emoțiile poate mai mult la final, la numărarea voturilor? Nu, referitor la campanie, cred că am avut o campanie frumoasă. Am avut o campanie în care am încercat să le arăt celor din Comuna Luna că ceea ce se întâmplă la această oră nu e ceva normal. Am vrut să le arăt că nu e normal să li se taie apa pe care au avut-o. Am încercat să le arăt locuitorilor comunei că cele 50 de arii care le-au primit de la fostul CAP se vor putea returna celor care au fost nedreptățiți. Vreau să le demonstrez lunilor când au făcut o greșeală atunci când m-au votat. Vreau să fac o paranteză și le mulțumesc tuturor celor care m-au votat și, bineînțeles, și celor care nu m-au votat pentru că au venit la vot și faptul că până la urmă am reușit la limită să câștig este o dovadă că lupta a fost strânsă și oamenii sunt cei care, de fapt, au hotărât și nu așa ca și acum 4 ani când s-a hotărât de către actualul, mă rog, să zicem, nu mai este primar la ora asta cu mijloace neortodoxe. Eu voi continua programul pe care mi l-am propus pentru a reda cele 50 de arii, apoi de a avea o salubritate proprie, un serviciu de salubritate propriu. O să încerc să fac în așa fel încât să scad prețul la aceste servicii, apoi, tot din programul pe care l-am, să fac în așa fel încât cei care dețin teren să nu mai fie nevoiți să meargă la APIA. Este un program pe care l-am discutat deja. Este un program care poate fi pus în comuna noastră pentru 2 săptămâni sau 3, în care oamenii nu mai vor face acel drum până la Mihai Viteazu și să stea ore întregi, ci vor veni în Comuna Luna, în satul Luna, la camera agricolă și să vor rezolva problemele cu terenul pe care îl dețin. Pentru că ei, chiar dacă vor fi acum doar 3 ani deja, 2012, 2013, 2014, să-și poată primi banii pe, de respectiv subvenția pe suprafață. Voi implementa acest program la Luna și voi face în așa fel încât oamenii să poată transmite la București datele pentru a obține subvenția mult mai ușor. Campania pe care am dus-o a fost una normală, nu am încercat să atac pe nimeni, cred că am arătat numai ceea ce pot să fac și nu mă voi lăuda, nici dacă am ieșit primar, cu ceea ce promit, ci ceea ce voi face. Voi face începând, de fapt, de când voi ști rezultatul pe care trebuie să-l consfințească cei de la judecătoria Turda. Știu că am ieșit cu 4 voturi, nu se mai poate întoarce nimic. Este deja, cum se zice, adjudecat, iar contestațiile sau discuțiile care sunt pe marginea candidaturii mele, cred că sunt fără dubii. Faptul că s-au numărat voturile de 4 sau de 5 ori este o dovadă că am câștigat la 4 voturi. Candidatul meu a fost unul puternic. Este normal să fi luptat și el pentru că a avut 2 mandate, de viceprimar și de primar. Eu zic că a fost o luptă în care am dat mâna cu contracandidatul meu și sper să rămânem în continuare colaboratori. Vă ajută
într-o măsură faptul că, de exemplu, la cel mai apropiat municipiu au câștigat toți reprezentanții USL și, de exemplu, și președinția Consiliului Județean a fost câștigată de USL. Credeți că vă ajută în calitate de primar faptul ăsta pentru colaborarea ulterioară cu Consiliul Județean și așa mai departe? Da, este normal ceea ce mă întrebați, pentru că eu pe domnul primar Hanga îl cunosc de foarte multă vreme, suntem prieteni cu adevărat, am vorbit chiar astăzi de ceea ce ne-am propus de fapt împreună să facem și cred că domnul Hanga o să am un susținător pentru proiectele pe care le voi pune pe tapet în discuția de Consiliu pe care o să am din prima zi. Apoi, faptul că la Consiliul Județean președinția a fost câștigată de domnul Horia Ulioreanu este din nou un lucru, să zic, binevenit, având în vedere că și cu dânsul am o relație bună, mă refer profesională, iar faptul că în jurul meu sunt doar câștigători USL, la Vișoara domnul Roman, la Triten, Sasha, la Câmpia Truzi, cum a spus domnul Hanga, sper că vom fi un grup care vom încerca să ne punem în practică proiectele. Unul dintre ele, de exemplu, domnul Roman are un proiect pentru depozite de fructe, cereale și legume, pentru că zona legumicilor, cu adevărat, este pe zona Rieșului. Noi aici am rezolvat până acum problema culturii mari. Vom încerca și noi să facem o legumicultură cât de cât mai bună ca până acum. Voi ajuta pe mulți care vor veni și vor să investească în vii, respectiv pe acele terase pe care a fost via, și voi face în așa fel încât ei să-și primească titlul de proprietate, iar cei care vor să investească, așa cum am spus pe perioada campaniei la toate lansările mele, voi face în așa fel încât să vină investitori, iar forța de muncă să fie numai cea locală. Voi încerca colaborare cu cei din jur, dar mai întâi și întâi mă voi axa pe Comuna Luna, pe locuitorii Comunei Luna. Nu este niciun fel de slogan politic voi folosi, pentru că forța de muncă manuală și, bineînțeles, și cea mecanică de care o să am, de care voi dispune, să facă în așa fel încât mulți oameni care acum trăiesc la limita sărăciei sau nu au niciun serviciu să poată găsi un loc de muncă mult mai ușor. Că amintesc de colaborare. Cum credeți că o să colaborați cu Consiliul Local în calitate de primar? Eu găsesc că ar trebui să am o relație normală. Chiar și atunci când am fost în opoziție, nu am făcut sau nu am făcut decât ceea ce am aprobat, doar ceea ce am crezut că e bine pentru comuna noastră. Nu am fost de acord cu investiția în niște jucării de 4 miliarde de lei, n-am fost de acord cu bazin olimpic, n-am fost de acord să se facă săli polivalente de sport când ele nu sunt în municipii încă, aceste săli. Dar voi fi de acord ca să fac un teren de sport cu adevărat pentru toți tinerii care vor să facă sport de numai fotbal. Voi pune în valoare sala de sport care la această oră există și voi face în așa fel încât cele două terenuri din Luna și Nuncan să fie la dispoziția tinerilor și nu numai. Iar satul Grigorești, care probabil din declarațiile mele sau după cum ați aflat din alte surse media, este și a fost un sat uitat de lume. Uitat de către edilul care a fost la conducere 8 ani, uitat să facă șanțuri, să facă canalizare, să ducă apa, să facă drumurile așa cum trebuie, să știe măcar cu un indicator că se merge spre satul Grigorești. Voi încerca să fac tot ce pot și voi începe de la Grigorești, Luncan și Luna, și la Luna, Luncan și Grigorești. Drumul meu va fi întotdeauna în așa fel încât niciunul din cei care locuiesc în cele trei sate să nu fie nemulțumit. Că aminteți de
proiecte de viitor și chiar spuneați de proiectul contracandidatului dumneavoastră. În ultima perioadă, chiar în perioada campaniei electorale, se vorbea foarte mult de semnarea unui protocol pentru Tetaron, pe raza Comunei Luna. Ce se va întâmpla în continuare cu proiectul? Este o întrebare pe care mi-am pus-o și eu. Unde va fi acest Tetaron 5, Tetaron 6? La una din întrevederile care am avut-o cu domnul Tișe, l-am întâlnit întâmplător la televiziunea română din Cluj, l-am întrebat că unde este acest teren. Dânsul zicea că undeva pe o pășune. Păi, în Muncani, oamenii duc lipsă de pășune. După aceea, când l-am întrebat, domnule președinte, păi dacă noastră nu știți undeva pe pășune, unde este acest teren? Și eu unul nu l-am călcat cu piciorul. Atunci cum poți să promiți ceva că vei face mii de locuri de muncă când tu nici măcar n-ai văzut locul? Deci e o chestie care eu nu înțeleg. Deci nici nu știi locația, dar o promiți oamenilor că vor fi mii de locuri de muncă. Nu sunt la câmpia turzii rezolvate problemele cu mii de oameni. Eu voi face în așa fel încât să fie zeci de oameni să poată să lucreze. Atât în salubritate, atât în, la probleme de gospodărie comunală, de fapt, în problemele care mi le-am spus că se vor face investiții pentru cireși, vișini, nuci, prune și fructe de pădure. Deci aici vor intra mulți oameni care, finanțatorii sau cei care vor veni să investească, vor avea nevoie de mână de lucru. Așa, ca de final, că ne apropiem de finalul interviului nostru, povestiți-mi puțin seara de duminică, cum ați trăit momentele astea de numărare a voturilor, pentru că țin minte că într-una dintre discuțiile cu dumneavoastră în seara de duminică îmi spuneați la telefon că nu puteți să-mi dați un verdict, că încă așteptați și păreați așa destul de emotiv. Cum ați trăit momentele alea până la numărarea voturilor? Cred că ambii candidați am trăit destul de momente destul de grele. Probabil contracandidatul meu a avut, să zicem, șansa ca cei din Luncani să meargă mai mult și să-l voteze pe listele care la funcție de primar. Eu nu sunt un om care să zic, domnule, la Luncan, dacă a fost votat primarul Giurgiu la funcție, în această funcție nu-i voi ajuta. Voi continua toate lucrările care le-a început și voi încerca să fie de calitate. Noaptea pe care am petrecut-o a fost una grea, atât în vedere că s-a luat și curentul, energia electrică și am fost nevoit 3-4 ore să stăm să așteptăm să vină curentul. Bineînțeles, la numărarea voturilor care s-a făcut de 3-4 ori, chiar în prezența fostului primar, s-a văzut într-adevăr numărul de voturi este același. Diferența a fost de 4 voturi. Iar la sfârșit am dat mâna cu contracandidatului meu și am spus că este o luptă pe care trebuia dusă, în care, chiar dacă era egalitate, trebuia să treacă normal lovituri de la 11 metri. Dar nu a fost să fie, însă cel puțin putem spune că a fost o noapte furtunoasă și figurat și în sensul da, propriu al cuvântului. Da, a fost și la propriu și la figurat.